rămânând în refrenul care s-a auzit cântat, să nu vă îngrijorați, spun și eu în dimineața aceasta, fraților, să nu vă îngrijorați, știu când să mă opresc, mă uit la ceas și aud că sarmalele sunt tocmai calde. Deci nu vă îngrijorați, nu facem abuz de timp și de răbdarea dumneavoastră, dar v-aș invita în dimineața aceasta să ascultăm un cuvânt din partea Domnului. De aceea, ne ridicăm cu toții, pentru că este cuvântul Domnului, cuvânt pe care găsim în cartea Psalmilor, în Psalmul 65, care tocmai ultima parte l-am auzit citat. Cuvânt care vorbește în felul următor, pagina în Scriptură 589. Către mai marele cântăreților, punct, un psalm al lui David, punct, o cântare. Psalmul 65. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea. De aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiuirile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. În bunătatea ta, tu, Doamne, ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. El, Dumnezeu, întărește munții prin tăria Lui și este încins cu putere. El, Dumnezeu, potolește râul, urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Cei ce locuiesc la marginea lumii se înspăimântă de minunile tale. Tu, Dumnezeule, umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat, tu, Dumnezeule, cercetezi pământul și dai belșug, îl umpli de bogății și râuri dumnezeiești vin din partea ta pline de apă. Tu le dai grâu pe care iată cum îl fac să rodească. Îi uzi brazdele, îi sfărâm bulgării, îi moi cu ploaia și îl binecuvântez răsatul. Încurunezi anul cu bogățiile tale și pașii tăi varsă belșug. Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acopăr de oi și voile se îmbracă cu grâu, toate strigă de bucurie și cântă. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Un cuvânt din partea lui Dumnezeu, un cuvânt pe care îl vedem sub ochii noștri și un cuvânt care doresc ca în dimineața aceasta să ne întărească inimile noastre și să ne întărească mersul credinței noastre spre înainte. Amin. Spre înainte la ce? Am auzit în cântare și nu mai trebuie să repetăm, nu vă îngrijorați. Înainte spre ce? Înainte spre împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Uitați-vă, psalmistul vine cu încredere și zice, cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion. Spuneau frații, așa cum l-am știut și eu aseară, că vom fi în numărul acesta și în formula aceasta. Dar Dumnezeul nostru este Dumnezeu care ne poartă de grijă. Slăvit să fie Domnul. Zicem și noi, cu încredere, Doamne, în Sion se va aduce închinarea și pe muntele Sionului vei pune Tu piciorul când vei reveni. El privește în depărtare, privește în viitor. Și zice, mă copleșesc de legiuirile, dar Tu, iarăși vorbește la viitor, în versetul 3, Tu vei ierta fără de legile noastre. Și acum, David, omul după inima lui Dumnezeu, face o constatare în versetul 4. Ferice de cei pe care îi alegi tu și pe care îi primești înaintea ta, ca să locuiesc în cărțile tale, în curțile tale, ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. Fraților, oameni buni, în dimineața aceasta cuvântul lui Dumnezeu ne numește pe noi fericiți. De ce? Pentru că prin meritele sfânt a Domnului nostru Iisus Hristos am fost aleși. Ferice de cel pe care îl alegi. Amin. Uite-te înaintea ta, uite-te în sufletul tău, uite-te în prejurul tău, în casa ta.
Că dacă te simți ales de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, dă slavă. Este rodul pe care suferințele Domnului nostru Iisus Hristos le-a adus în lumea aceasta. Tu și eu. În dimineața aceasta, să nu ne îngrijorăm, suntem aleși de Dumnezeu, suntem fericiți prin Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu să ne fericească viețile și trăirea în fiecare zi. Ferice de Cel pe care îl alegi tu și de Cel pe care îl primești înaintea ta. În dimineața aceasta ne-am rugat, am adus cântare, am adus poezie de la cei tineri, de la cei vârstnici. Și am adus înaintea lui Dumnezeu, nu pentru ceea ce facem noi, și am adus înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce este Domnul Iisus Hristos, prin meritele Lui, îndrăznim înaintea Lui. În Vechiul Testament, ca să fii primit, să fii primit înaintea lui Dumnezeu, trebuie să aduci jertfă. Ca să fii primit înaintea lui Dumnezeu, trebuia cineva să mijloșească pentru lucrul acesta. Acum noi, în timpul acesta al istoriei, avem acces înaintea lui Dumnezeu prin meritele Domnului nostru Iisus Hristos. Și El ne-a primit în dimineața aceasta prin meritele Lui. Doamne, primește orice jertfă care s-a adus în dimineața aceasta, care s-au adus, care vor fi aduse și care vor fi aduse în numele scump al Domnului Iisus Hristos. La Dumnezeu fiecare avem șansă prin Domnul nostru Iisus Hristos. Doamne, dă-ne credință să credem lucrul acesta. Și uitați-vă, spune în ultima parte a versetului 4, ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. Să te saturi de Dumnezeu. Psalmistul îndemna și spunea altădată pentru cel care era departe. Îndrăzniți și gustați? Ce bun este Domnul! Dacă în dimineața aceasta ați gustat, dați slavă lui Dumnezeu. Eu sunt sigur că vom gusta și ne vom sătura din sarmale și vom vedea dacă sunt 480. Dar cuvântul lui Dumnezeu să sature inimile noastre, prezența Lui și prezența Duhului Său Sfânt, să ne facă să ne apropiem mai mult, pentru că se zice, tu faci un pas și Dumnezeu face doi către tine. Să ne apropiem de Dumnezeu, căci în mila și îngurarea Lui cea mare ne primește pe fiecare dintre noi. Și mergem mai departe și căutăm să vedem cum lucrează Dumnezeul nostru. Uitați-vă ce spune el, psalmistul David. Tu asculți rugăciunea în versetul 2. De aceea toți oamenii vor veni la tine. Strigătul Evangheliei se aude. Puțin sunt cei care îi pricep mesajul. Dacă ai vrea să fii ascultată astăzi, ai putea să vorbești despre politică, despre ceea ce va fi de cu Uniunea Europeană, cu ceilalți, cu celelalte lucruri. Când vorbești de Dumnezeu, pentru că acțiunea diavolului este așa de puternică, caută să închidă orice supapă, orice orificiu, orice posibilitate, orice portiță când este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, noi am cântat și am observat bucuria fețelor și atitudine dumneavoastră. Am rămas surprins, de multe ori am trecut faza când fac constatări. Ce repede s-au împrietenit fețele de acolo. Nu întâmplător, Domnul nostru zice să fim ca niște copii când este vorba să credem și din Împărăția lui Dumnezeu. Una, două s-au creat relații, de când lumea se cunosc. Și ei vârstnici acum, observați, de când e lume. Dumnezeu, prin dragostea Lui, caută să se facă de cunoscut și noi, în calitate de ascultători și împlinitori, să fim ca niște copii. Să credem și să dăm ascultare. Nu știe nimeni și nu garantează nimeni dacă peste 3 sau 5 ani va mai fi posibilitatea să se vorbească de la microfon, să se audă cântarea de laudă într-o casă sau pe stradă. S-ar putea să ne dea în judecată și să ne închidă pentru că ofensăm pe cineva. Sunt lucruri care se întâmplă pe jurul nostru. Dacă noi, astăzi, aici, auzim cuvântul, cântăm cât putem, este doar mila și îndurarea lui Dumnezeu care se revarsă peste noi. Doamne, ajută să folosim cu înțelepciune timpul de libertate. Doamne, dă-ne înțelepciunea fiecăruia dintre noi, atât cât putem, la vârsta noastră, la posibilitatea noastră, să strigăm biruința Domnului Iisus Hristos, și să îi îndemnăm și pe alții la lucrul acesta,
Și mă apropie de încheiere și spune cuvântul lui Dumnezeu și l-ați auzit. Dumnezeu privește și El cercetează pământul, am vrea ca în dimineața aceasta pământul inimilor noastre să fie cercetate și să așeze Dumnezeu sămânța potrivită. După îndemnurile care s-au auzit, după mesajul cântărilor și a rugăciunilor, tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat și îmi spun, Doamne, ne-ai înveselit inimile în dimineața aceasta prin prezența Ta și prin prezența fraților, toți cei care au dorit să vină înaintea Ta. Binecuvintează-i și întărește-i lucrul acesta și pregătește-ne timp de cercetare și pentru noi. Tu cercetezi pământul și îi dai belșug și îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Și pașii tăi revarsă belșugul. Nu știu cum vă imaginați dumneavoastră, dar eu când citeam prima dată de mult versetele acestea, mi-l imaginam pe Dumnezeu ceva de genul. Vă amintiți dumneavoastră la părinți și la bunici? Nu existau buzunare. Vă amintiți? La îmbrăcăminte nu existau buzunare. Ceea ce avea bunica și bunicul și ceilalți puneau în? Chimier. În sân, corect. În sân. Și de acolo bunica, când își vedea nepoata, scotea și noi uitam cu atenție și de acolo ați venit și dumneavoastră, dar sper că n-ați uitat, mă n-ați îndrăgnit să spună că lasă. Îl văd așa pe Dumnezeu că spune că revarsă, revarsă prin pașii săi, revarsă de șum. Mergeam la cea pe eu, l-a bătut floarea soarelui, s-a răsărit, să spune la mea. Și cei care băteau o zi de dragă veneau și aveau un brâu așa și puneau sâmburi. Așa e, frații își amintesc. Și când puneau prea mult, când mergeau, tot mai curgea pe lângă curea, pe lângă nasă, pe și-o lăsa dâră. Așa mi-l imagineze pe Dumnezeu când El binecuvintează. El pentru noi lasă în dreptul nostru să curgă râul de binecuvântare, într-o formă sau alta. Lasă în sănătate, lasă în depșug de cuvânt, lasă în duc de rugăciune și ne lasă fiecare pentru noi. Problema este ca noi să îndrăznim, să spunem, Doamne, oprește-te și în dreptul meu și poposește un pic să purge din sânul tău binecuvântarea pentru mine. Avem nevoie de lucrul acesta. Binecuvântarea de sănătate pentru cei care vin greu și întotdeauna la Soloneț au fost probleme cu mersul. Dar slavă lui Dumnezeu când au fost probleme de inimă. Pentru că Dumnezeu a deschis mintea și inima celor care sunt în partea locului și v-au făcut invitația dimineața aceasta. Mulțumesc și eu lui Dumnezeu că în dreptul meu și mulțumesc lui Dumnezeu că în dreptul casei dumneavoastră s-a oprit Dumnezeu odată. Când frumos spune cântarea, Iisus trecea, venea, a trecut pe aici. Noi suntem rodul suferințelor sale. Slavă Ție-mă! Uitați-vă în urma opririi lui Dumnezeu. Oprire care se vede cu ochiul liber. Zice cuvântul. Câmpiile pustiite sunt adăpate. Și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acopăr de oi și voile se îmbroacă cu grâu, tot strigă de bucurie și cânt. Anul acesta, ochii mei au văzut ce nu mi-am putut imagina niciodată. În părțile noastre, ale dorovoiului, nu numai că au secat fântânile, au secat și iazurile. Și spun cei vârstnici, nu s-a întâmplat asta niciodată. În timpul lunilor iunie, iulie, august, n-a plouat deloc. Și cei care trebuiau să-și țină voile, au tăiat pacura și răgozul, care dumneavoastră știți că taie la mână, l-au măcinat, l-au forfecat, ca să dea drum mâncare la oi și să supraviețuiască. La câțiva kilometri de noi. Sunt oameni care n-au strâns nimic de pe pământ, de pe pământul cultivat, de pe pământul care noi am ridicat adevăr. Îs mai răi ei decât noi. Suntem noi mai buni decât ei. Dumnezeu ne cercetează când într-un fel, când în altul. Dumnezeu ne-a adunat în dimineața aceasta și îi mulțumim pentru rodul pe care îl vedem în fața noastră. Și îi mulțumim pentru darul spiritual și rodul spiritual care îl aduce prin biserica sa. De aceea, fraților, zicem, aceasta este ziua, să ne bucurăm și să ne veselim. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Vă mulțumim în numele scump al Domnului Iisus Hristos, de la cei care ați făcut 480 de sarmale, de la cei care ați cântat
atâtea frumoase melodii, de la cel care a îndrăznit în dimineața aceasta și ne-a încântat inimile și viețile noastre cu frumoasa cântare de acordeon. Îl mai invităm și mai invităm și altă. Și acum mă sunt și eu obligat la rândul meu să învăț și eu, ori la dumneavoastră, ori la el, ori împreună cu el la dumneavoastră, ori împreună, dar inimile noastre să fie strânse împreună la părtășie frățească, la a împlini nevoile pe care Dumnezeu le cere și mulțumim lui Dumnezeu căci prin mila și îndurarea Lui putem. Doamne, fii lăudat, fii preamărit și binecuvântat. Și acum vin cu trei propuneri. Una, frații să mai cânte o cântare. Auziți cum se zice? Doi, a doua propunere. Când terminăm de aici și mâncăm sarmalele sau după mâncare, să mergem pe trepte, să cântăm o cântare cunoscută. Și să facem o fotografie. Corect. Nu știu cine a spus, dar asta e gândul bunic. Nu știu cine a spus. E bine. Cântăm o cântare tare, că sunt atâția bărbați și poate cineva o să se întrebe ce fac pe ăștia de cânt acolo, e nume? Zice, nu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce au pus țară în afară. Și a treia propunere, și a treia, să ne convingem că sunt 480 de sarmale. Numărându-le în farmuriile noastre. Ascultăm cântarea fraților.